Echipa de fotbal Politehnica Timișoara a câștigat meciul de duminică împotriva echipei din Miercurea Ciuc. Mult a mai așteptat Poli o victorie în Liga a doua din 3 decembrie, când în ultimul meci al anului trecut albi-violeții învingeau tot pe Știința, tot cu 2-1 pe Cixereda. Ba mai mult, în ambele aceste jocuri, evoluția scorului a fost aceeași, 1-0 la pauză, apoi 2-0 și 2-1. Golurile au fost marcate de Gâdea în minutele 14 și 66, respectiv Apro din penalti în minutul 73. Mă bucur mult pentru acești băieți, mă bucur mult pentru Paul. Știu cât de mult își doreau, știu cât de mult s-a pregătit pentru acest meci. Nu e ușor, am mai zis-o de la început, e un moment greu, dar mă bucur că avem copii asumați, jucători asumați, un antrenor asumat și asta pentru mine îmi dă o liniște foarte mare. Să știți că eram foarte încrezător înainte de meci, v-am zis și în conferință. Băieții au avut o săptămână foarte bună de antrenament, implicarea lor a fost maximă. E doar 100% meritul lor. Deci chiar s-au dăruit astăzi maxim, ați văzut, au ieșit cu crampe, au ieșit cu dureri, au tras de ei, unii au rămas pe teren chiar dacă nu mai puteau, mai ales că lotul nu e foarte, foarte stufos și chiar vreau să-i felicit. Chiar am încercat să jucăm, chiar cred că am reușit pe alocuri, am avut și puțin noroc, puteam și noi să mai marcăm, cred că a fost un meci destul de interesant pentru spectatori. A fost un fluge care trebuie să învățăm. Îl luăm de la capăt și mergem înainte. Primul meci am eu pe banca Ciucului. Eu chiar am fost și în vestiar, am felicitat băieții pentru atitudine, pentru ocazie care le-am creat, că a fost niște nisi încrezări în apărare, asta e totul și totul altceva. Noul antrenor Polistex, internaționalul Paul Codrea, a început extrem de curajos cu 3 jucători under, printre care stopărul Aurel Vlai, cunoscut în 2006, iar pe final l-a aruncat în joc și pe Eric Adam, născut în 2007. Acesta din urmă este nepotul lui Octavian Roșca, fostul mijlocaș polist al anilor 70-80.